ceilalți ren din turmă. Toți de nasul lui râdeau, nici nu-l strigau pe nume, doar porecle îi dădeau. Însă-n seara de ajun, Moș Crăciun i-a spus: Rudolf, tu cu nasul tău luminează drumul meu. Bună, Miruna! Bună! Ce faci? Foarte bine. Am cântat noi în cântecul nostru mai devreme: Însă-n seara de ajun, Moș Crăciun i-a spus: Rudolf, tu cu nasul tău luminează drumul meu. Și de atunci încoace, Rudolf e un erou vestit de toți copiii puțin despre seara de ajun. Fii atent, îmi spui tu ce este seara de ajun? Este seara în care mâncăm cozonaci, seara în care a înviat Hristos sau seara care precedă Crăciunul? Care crezi tu că ar fi varianta potrivită? Prima, a doua sau a treia? A treia. A treia, seara care precedă Crăciunul? Da. Seara când a înviat Iisus. Da? Sau precedă Crăciunul? Precedă Crăciunul. Seara în care a înviat Hristos. Oare? Nu se întâmplă de Paște asta? Nu. Ba da, cred că de Crăciun. S-a născut Iisus Hristos. M-am încărcat. Nu-i nimic. Seara care precede Crăciun. Să fie asta varianta corectă? Poate. Nu că poate, sigur. Dar de ce este importantă seara de ajun? Pentru că s-a născut Iisus Hristos. Ajunul este ziua de dinaintea unui eveniment. Nașterea Domnului sau Crăciunul este o sărbătoare importantă pentru creștini, iar ajunul Crăciunului este o zi de mare emoție, în care copiii, cântând colinde, creează o atmosferă de bucurie. Ziua de ajun mai este cunoscută și ca ziua lui Moș Ajun. Sunt Miruna și vorbesc corect. Și dau răspunsul corect la întrebarea: mâncăm cozonaci în seara de ajun? Nu. Nu? Nu. De ce e important să nu mâncăm cozonaci în seara de ajun? Nu putem mânca cozonaci pentru că se naște Iisus Hristos, pentru că ne îngrășăm. Ah, și trebuie să avem grijă la siluetă. Da. Mm-hmm. Pentru că Moș Crăciun nu le mai aduce cadouri. Deci să nu mâncăm cozonaci? Nu. Dar tu ce faci în seara de ajun? Mănânc întreagă mâncare. Ce mănânci? Mâncare. Ce mâncare? Ciorbiță. Ciorbița cu ce să fie? Însă-n seara de ajun, Moș Crăciun i-a spus: Rudolf, tu cu nasul tău luminează drumul meu. Unde o sta Moș Crăciun în seara de ajun? În Fanie. Și ce face el? Rivează cadouri la copii. Și de unde și ia atâta putere, Moș Crăciun? De la Polul Nord. O găsim acolo? Mergem la Polul Nord și găsim imediat puterea? Da. Unde crește? În casa lui Moș Crăciun. Vine Moș Crăciun. Vin cadourile. Vin? Vin ele singure către tine? Nu. Cu ce vin? Cu Moș Crăciun. Și cum îl aștepți? Mă culc. Te culci? Păi și ratezi întâlnirea cu Moș Crăciun? Da. Îl aștept pe moșul. Deci nu te culci? Nu. Stai trează toată noaptea? Da. Și l-ai prins vreodată până acum? Da. Cum ai reușit? Am putut să stau cu ochii deschiși. Este seara în care... Colindă! Mersi, Moș Crăciun, că nu ne-ai uitat. Chiar dacă acum e mai aglomerat și tu cât de mult te-am așteptat. Mersi, Moș Crăciun, că nu ne-ai uitat.